în tot contextul ăsta în care s-a haosit lumea și s-a întors cu roțile în sus într-un mod deloc frumos, au ieșit la iveală oamenii buni, oamenii frumoși care sunt oameni pentru oameni. În studio este Runa. Bună, Mihai. Runa. Bine te-am găsit, mă bucur să te cunosc în sfârșit. Toată lumea vorbește foarte fain despre tine. Serios? Și serios, eu îl știu pe Andy Platon și știu că și tu îl știi. Doamne. S-a mutat în Elveția de curând și mi-a vorbit foarte frumos despre tine. Abia așteptam să ajung la tine să te cunosc. La câte defecte am, se vorbește frumos despre persoana mea. Ceva bine tot faci. Ceva bine tot fac, ai dreptate. Musai. Dar tu faci binele la frumos. Noi suntem live pe Facebook în momentul ăsta. Miruna este solista trupei Time Bell. Time Bell, da. Așa, tu ai reprezentat România, nu România, nu Elveția, România, pardon. Nu. Poate cine știe, poate ai reprezentat și România la un moment dat. Fingers crossed! Da, Doamne piesa ajută. Cea mai bună, da. Am reprezentat Elveția la Eurovision în 2017 și a fost chiar la Kiev. Și chestia asta, faptul că am gustat așa din atmosfera de acolo, am cunoscut oamenii, am mâncat din mâncarea lor, am simțit pur și simplu vibe-ul lor, ne-a făcut să ne simțim super apropiați de ei și să vedem orașul ăla atât de frumos cum arată în momentul de față este efectiv... Este o durere, da, te cred. Intensă. Eu care nu am văzut, care din păcate n-am ajuns pe acolo, am simțit sentimentul ăsta ciudat, că nici nu știu dacă durere nu sună siropos, o să-și dea oamenii ochii peste da, cap. Da, știu, știu, dar nu mai trebuie să fugim de sentimentele Corect. Astea grele. Nu mai trebuie să fugim, trebuie să stăm cu ele puțin, să le simțim și așa trec. Că dacă le bagi sub covor, ele tot ies la suprafață, mai devreme sau mai târziu. Deci nu scapi, nu scapi de ele. Miruna are piesă nouă și își dorează toate încasările din piesă da. Către asociația Aluziva, care exact. Mai apoi o să... Trimită... Se ocupă de toată logistica, se ocupă să se ducă banii acolo unde trebuie. Noi, eu și Emanuel, colegul meu de trupă, ne-am gândit că cel mai bine ar fi ca banii ăștia să meargă către mamele cu copii care ajung în România. Ce frumos! Da, pentru că, ok, sunt extrem de multe organizații, ONG-uri, asociații care se ocupă și oferă ajutoare pentru refugiați, dar sunt unele lucruri pe care efectiv nu le primești. Și atunci banii, o sumă de bani da, fixă... Banii o să, da, da, da. O să se poată converti în orice ai avea nevoie. Exact, exact. Noi rămânem, dragilor, live pe Facebook-ul nostru ca să povestim mai mult despre... Cum s-o numesc? 96? Așa îi zice piesei? Ea e în engleză și e 96, dar poți să-i spui 96, lejer. 96. Dar da. Nu-i hashtag 96, e... 96, e... anul 96. Anul 96, da. Sunt curios de poveste. Povestim, să știi că intenționat nu m-am documentat, m-am uitat odată și jumătate la clip. Și pe aia am zis nu, că nu e scopul să fii cu temele făcute, e scopul okay. să afli direct de la artist da. Și a vrut să spună. Okay. Facebook-ul nostru, Radio Impuls România, rămânem acolo în povești și imediat după pauză ne întoarcem cu 96, care este cea mai dedicată piesă. Pot să-i zic așa, asta e cea da. Mai... profundă dedicație pe care probabil l-a simțit-o poporul ucrainian de la artiști. Mă bucur că o simți așa. Da. Impulse. Call out my name. Gata! Din aceste momente suntem doar pe Facebook. Dacă așa. Te ajută să porți căștile, le poți purta în continuare imediat. Că ți-am luat reclamele din... Da. Din cască. Zi-mi de ce zice 96. Vreau și eu să complimentez da. Clipul. Uite, Bun. Povesteam cu... Să... Umplu acest hău moral în care zis tu că lumea vorbește frumos de mine. Povesteam vinerea trecută cu Teo Trandafir, care a zis că e minunată piesa și că ești minunată tu și că e minunat gestul. Deci, înainte să ne cunoaștem, eram așa încărcați cu vorbe frumoase unul despre celălalt. M-am uitat la clip, mi se pare, să zic românește, mi se pare că s-au băgat foarte mulți bani. În clip. Nu, ai să râzi, dar nu. E filmat la e Chișinău? E filmat la Chișinău pentru că noi colaborăm de multă vreme cu Leonid Cojocaru, care este un regizor din Chișinău și a trebuit să ne mișcăm foarte repede. El, având aparatura acolo și tot ce este nevoie, am zburat rapid la Chișinău, am filmat în câmp, în frig, într-o fabrică din asta părăsită și s-au folosit tot felul de efecte din astea speciale, din grafică, din toate nebuniile din ziua de astăzi, ca să creeze atmosfera asta de război, de piesa conflict. Piesa e postată pe 18 martie pe YouTube-ul vostru, pe da, Time Bell. Da, durează foarte mult de obicei, piciul ăla pe Spotify.
până faci pitching-ul pe Spotify. Ce înseamnă pitching? Învață-mă. Adică tu ai nevoie tu... Eu fac acum o piesă și pot să o postez eu, Mihai, mâine pe YouTube. Da, o postez pe YouTube și este ok, numai că piesa, în momentul în care tu o lansezi pe un canal din ăsta, pe o platformă digitală, cum e Spotify, Amazon, Deezer și așa mai departe, tu What's mai ales... Pe... Deezer? N-am auzit în viața mea. Nu e aici? Nu, e o e tot așa. Da, e ceva Swiss? It's only in Switzerland? No, it's not only in der Schweiz. Urma să fiu curios, de ce limbă vorbești acolo, germană sau franceză? În ce parte ești? Nu știu. Sunt în partea germană. Știam limba franceză ceva mai bine, dar acum e mai ușor în germană. You little polyglot. Yes, I am. Deci, română, engleză? Română, engleză, un pic de franceză, spaniolă și germană. Ai, Dios mio. Clar că si. Și eu știu să vorbesc română cu accent de Cluj și fără. Ce frumos e accentul de Cluj. Da, am auzit că e adorabil, că vi se pare da, că este adorabil. Este. Din România de unde ești, Miruna? Tot din Transilvania, dar din Petroșani. Nu știam treaba asta. Da. Și maica mea săracă a adus lupte crâncene cu mine să pierd accentul ardelenesc. Pentru că ziceam, mami, o zis tanti, nu știu cine, să-i dai nu știu ce zahăr. Și zice, nu o zis, a zis. Și am ținut minte și acum când mă duc acolo, mi se ia imediat. Deci păi imediat primesc accentul ăla. Păi n-ai cum, eu cred că și dacă vorbești la telefon mai mult de, nu știu, da, 10 minute... Automat. Automat. Și îmi și place, nu știu, mi se pare așa. Eu sunt cald și așa alintată. Îmi place să mă alint și accentul ardelenesc e și mai alintăcios. Așa mi se pare. Cum ai ajuns tu să te muți în Elveția? Păi în 2015 trupa Timebell căuta o solistă ca să meargă la Eurovision cu piesa Singing About Love și Vicky Red a fost cel care m-a recomandat. Am mers la selecție în anul respectiv, dar am ieșit pe locul 2. Tu erai încă în Transilvania? Eram în București. Tu când te-ai mutat în București? Hai să mergem mai departe. Oh, long time ago, adică, nu știu, la 14 ani, da, la 14 ani. Oh, ok, da. Am crezut că era o poveste genul, m-am mutat în București pentru facultate. Nu, m-am mutat în clasa 8-a, pentru că în clasa 8-a câștigasem eu trofeul Mamaia Copiilor și trebuia să vin în București, pentru că Bucureștiul e nucleul muzicii corect. Și trebuie să fii aici, aproape de oameni. Și asta a fost decizia... Ce, ai venit în București? Ai făcut network cu Vicky Red, te-a recomandat niște ani mai târziu. Da, niște ani mai târziu, dar am mai avut eu niște proiectele așa pe lângă. Am avut o trupă Connect, nu știu dacă știi. Ok, zi-mi fost... o piesă, nu știu, frădunează deci, ceva de la Connect. Am avut trupă cu Mihai Ristea, nu știu, poate îl știi pe Mihai Ristea, din Golan. Așa. Am avut pe urmă colaborare cu John Puzzle, cu Hear the Colors, poate știi piesa. Apoi Shaka Move cu Randy. Și apoi a venit proiectul Timebell. Și am jucat și în La La Band, am avut un personaj negativ, am fost Vivi. Fă, cum e să ai un personaj negativ, mai ales într-un serial așa de iubit? Când te întâlneai pe stradă cu oamenii, nu? Sincer să fiu... Primeai priviri lungi. În primă fază, da, dar după aia au văzut că eu aveam de fapt un contra-amploa, nu? Adică un rol total opus față de mine. Și s-au prins că eram super ok pe Facebook-ul ei și la vremea respectivă era mai mult Facebook-ul în față. Cool, da. Da, da, da. Și, dar de curând am văzut la o emisiune și make-up artista mi-a zis, vai, dar te uram, să știi că te uram. Asta e un compliment, cred, în final. Că mi-am făcut treaba bine, să... nu? Da. Da, probabil, da. Trebuia să-i mulțumesc. Și prin 2000, cât? În 2017 ai reprezentat, erai deja în proiectul Timebell. Eram în proiectul Timebell, da, lansaserăm câteva piese, lansaserăm un EP și în 2017 am primit această idee de piesă, Apollo. Emanuel s-a îndrăgostit imediat, eu nu mă îndrăgostesc chiar imediat, eu am nevoie de timp așa să mă îndrăgostesc în general. Ce zodie ești tu? Sunt pești. Și peștii au asta în trăsăturile lor? Nu, peștii sunt îndrăgostiți repede. Da? Ah, ok. Deci probabil ascendentul e berbec. Vărsător. Da? Ok. Tu ce zodie ești? Berbec. A, e ziua ta sau a fost? A fost. La mulți ani. Am stat să mă gândesc când e ziua mea. Mulțumesc, mult și frumos să refie. Deci te-ai mutat în Elveția? M-am mutat în 2017 deja, da, pot să spun că eram acolo. Și am stat o perioadă destul de lungă. Am avut concerte acolo, dar n-am avut doar acolo, pentru că Eurovisionul îți deschide foarte multe uși și te duci în o grămadă de țări și concertezi în Israel, în Spania, în UK, în you name it, și la Chișinău am ajuns, peste tot am ajuns.
ulterior, știi, mi s-a făcut dor de țară și eu am vrut păi să... Păi da, acum mai stai câte zile în țară? Până mâine. Am venit vineri dimineață și plec mâine dimineață. Deci ai stat 4 zile? 4-5 zile, da. Din care 2 ai muncit. Nu știu ce ai făcut toate în weekend. Toate zilele le-am muncit. Toate zilele le-am muncit pentru că pe 16 aprilie plecăm în Mexic, unde filmăm 4 clipuri. Doamne, ce frumos! Și sperăm să avem și vacanță. Și am căutat efectiv haine, ținute, știi, că trebuie să te pregătești ca lumea pentru... pentru și găsești ținute mai fancy, mai degrabă în România decât da, în Elveția. Da, pentru că în Elveția oamenii, trebuie să recunosc, sunt mult mai conservatori din punct de vedere vestimentar. Nu ai, adică și... Vorbeam și zilele trecute și la restaurant, dacă te duci la cel mai fancy restaurant pe care poți să ți-l imaginezi, tu ca român o să simți nevoia să te îmbraci elegant, să fii mai... Și ei n-au chestia asta? Nu, adică se îmbracă efectiv, ai impresia că se duc în drumeție. Așa se îmbracă. Da. Tu în ce oraș stai? În Berna, în capitala țării. Frumos! Bine, nu chiar în oraș, este deci o... tu zbori când zbori pe Geneva? Pe Basel. Pe Basel? Păi Basel da. Nu e în zona aia de... Basel e la 100 de kilometri de Berna. Geneva e la 2 ore jumate cu trenul. Am e înțeles. Mult, e Geneva și la chiar franceză. Merg trenurile, deci merg chiar e bine. Departe. Da, da. Așa și plăiești tu de București la 2 ore cu trenul. Da, corect. Acolo merge totul. Într-adevăr, mai sunt... În ultimii ani au fost întârzieri destul de dese și acolo. Mm-hmm. Și nu știm ce se întâmplă, probabil... Na, o să sune prost, dar probabil că au venit foarte mulți imigranți și cred. Au venit foarte mulți români care vor să facă muzică. Nu mai pot cu ei. Sună groaznic, da. Nu vorbim serios, doar glumim. Da. Care e cel mai cel mai punct forte? Așa. Și care e cel mai nepunct forte al elvețienilor? Nu știu, ce-ți place cel mai mult acolo, aha, în mediul ăla și ce-ți displace cel mai mult la ei? Hai să încep cu partea rea de aia, ca să terminăm cu cei mai da, bine. Da, să rămânem cu un gust da, plăcut. Așa. Îmi place strategia. au așa... Adică, știi cum... Nu este ceva nou ce spun acum. Ăștia din partea nemțească sunt foarte reci. Și este o rigiditate anume de care te lovești și este o goliciune, pur și simplu. Ai senzația că nu te umple o discuție cu un elvețian. Nu poți să pleci încărcat așa pozitiv. Încărcat în ce sens? De informație? Nu de informație, sau? Dar așa știi, cu... Nu știu sunt să-ți rigi, explic. Sunt reci. Foarte reci. Foarte reci. Și noi avem așa, noi avem sângele ăsta cald, noi ne luăm în brațe, suntem expansivi, așa. Și suntem... nici dacă mergi în partea aia, nu știu, de Lausanne, Montreux... Ba da, dacă mergi în partea franceză, este diferit, deci chiar se simte. Dacă te duci în partea italiană, la fel, e și mai și. Dar în partea germană, unde eu locuiesc, e rece. Și îți lipsește da, ardeleancă lipsește. Fiind, cred, odată în plus. Îmi lipsește foarte mult asta. Efectiv, am senzația că vorbesc cu niște oameni goi, deși ei sunt foarte plini intelectual. Deci, bine, hai să nu generalizăm, că asta nu înseamnă că toți elvețienii sunt academicieni sau mai știu eu ce. Dar, nu știu, nu simt. E un zid pe care nu pot să-l dărâm. Și partea bună este că au cultura asta a protestului. Deci eu ador asta. Mie îmi place adică... că orice este pus la îndoială. Și eu ador asta frumos. Pentru că mie, eu așa sunt. Eu pun tot la îndoială și sunt destul de critică. Și asta se încurajează din totdeauna. Eu acum sunt la un master de antropologie la Universitatea din Basel și a fost foarte amuzant pentru mine la unul din primele cursuri. Mi-aduc aminte că profesoara a început să zică... Permite-mi să te întrerup, că mai avem 5 secunde și ne întoarcem pe radio, dar le zicem și la oamenii care sunt cu noi. Da. Dragilor, eu am un super invitat și pe Facebook și on air. Dacă ai dat drumul la radio în momentul ăsta, Mihai, sunt aici cu tine bară la bară. Time Bell e în prezent. Studio. Prezent. Adică reprezentat de Runa. Da. De Miruna. Uh-huh. Runa Pruna. Proiectul Time Bell este în studio. Noi ne-am adunat ca să povestim despre faptul că voi ați făcut o piesă nouă și că donați exact. Toate veniturile da. Poporului ucrainian. Da. Perfect. Și am ajuns la povestii despre... cum tu te-ai mutat în Elveția prin 2017 și faci muzică de acolo și ai reprezentat Elveția la Eurovision în care 2017. S-a ținut în la Kiev, da. Ceea ce și ați cântat despre pace și despre dragoste, îmi ziceai, nu? Am cântat Nu?
Nu, sau le-am mixat? Apollo a fost piesa cu care ai reprezentat? Apollo a fost piesa de la Eurovision și acum piesa 96 este pentru, este ei. Dedicată lor. Da. Și în live-ul de Facebook, pentru că ni se termina piesa și a trebuit să revenim pe radio, ne-am întrerupt dintr-o discuție foarte faină în care mi povesteai despre faptul că tu trăiești în partea de Berna, da, a Elveției, partea dar acum germană. Studiezi la Basel. Da, tot în partea, e tot, Basel tot, e tot în partea germană, da. Ok. Da. Și îți povesteam de ce îmi place mie foarte mult la elvețieni. Faptul că au cultura asta a protestului, că le place să pună la îndoială orice. Și la facultate, eu ți-am spus că studiez master, fac masterul de antropologie acolo, la Universitatea din Basel. Fancy. Foarte fancy. Și la unul din primele mele cursuri, profesoara a început să zică: aveți de făcut aia și cu aia și cu aia și cu aia și cu aia. La care eu în mintea mea zic: Doamne, deci mă omoară de asta, impresia că nu mai am alte cursuri, știi? Dar în sinea mea. La care termine aia de vorbit și au început. Rând pe rând. Întâlnirea era pe Zoom, pentru că era în plină pandemie, okay, whatever. Și au început rând pe rând. Dar nu putem totuși să renunțăm la cutare lucru, pentru că este prea mult ceea ce ne-ați cerut. După care vine altul. Doamna profesoară, eu mai am și cursul ăla și cursul ăla, nu am timp să citesc chiar atât de multe articole. Te-ai mai liniștit când vedeai că și alți oameni mai au viață pe lângă, da. Toți au protestat și au încercat să-și argumenteze și să explice și așa mai departe. Și mie îmi place la nebunie treaba asta. Când aud termenul protest, mă gândesc la niște oameni așa care sunt rebeli și revoltați, nu, și cu care... Nu, la ei nu e așa, nu? Ce descritul e deci, foarte... Este normal. Both ways. Da, este foarte normal. Ei îți cer un feedback. Fiecare profesor la mijloc de curs îți cere un feedback pe care ei ți-l iau foarte în serios. Adică e o negociere, știi, acolo. Și chiar ei renunț, adică renunță la unele chestii ca să-ți facă ție pe plac și să te facă să fii mai... angrenat în curs, pentru că până la urmă ăsta e scopul, ca tu să fii foarte... Profesorilor foarte... ascultă, nu doar... Da, da. Și nu este, profesorii predau. La ei nu sunt Dumnezeu. Eu am altă chestie pe care n-am să uit cât o-i trăi. Am întrebat la unul din cursuri ceva despre apă. Ce o să facem în momentul în care nu o să mai fie suficiente resurse de apă, pentru că Elveția, mă rog, se vehicula că nu ar avea chiar atât de multe rezerve de apă. În fine. Și mi-a zis, asta și s-a gândit așa un pic... Și mi-a zis, sinceră să fiu, chiar nu știu nimic despre subiectul ăsta, dar cât o să mă interesez. Cât de frumos mi se pare ca profesorul să știe să zică nu știu. Este genial. Și după aia chestia asta s-a repetat. Efectiv, e un pattern acolo. Așa sunt toți. Dacă nu știu, îți spun nu știu și au curaj. La noi, profesorul este Cum Dumnezeu. Cum adică să nu știu? Păi eu știu tot. Da. Corect. Și te și umilești. Adică dacă dai un răspuns care nu coincide părerii lui... sau perspectivei lui sau lucruri de genul ăsta, profesorul la noi te umilește. Eu spun asta pentru că mi s-a întâmplat și efectiv îi urăsc din cauza asta. Acolo nu ești criticat. Atâta timp cât tu ai o părere pe care ți-o susții cu argumente, este ok. Țin minte că la unul din cursuri la noi în România ne-a întrebat profesorul: este vreunul din voi care este anarhist? Sau ceva de genul ăsta, nu mai... Aveți apucături de anarhiști? Apucături, vi se pare Jesus. Că ar fi potrivită o societate anarhistă? Că se poate? Și zic, da, eu cred că unele lucruri trebuie să fie libere, trebuie Aoleo, să fie așa, așa, așa. Ce remarcă îndrăzneață. Vai de cap. S-a uitat urât la mine, nu mi-a zis nimic. Era asistent, asistent universar. Deci, universitar. Nu, da, universitar și nu era chiar atât de autoritar. Am avut noroc. În Elveția... Același context, au zis, cred că jumătate din Doamne, clasă au spus... Doamne, ce rău, îmi pare că n-avem timp de un podcast. A fost genial, îți jur. Cred. Da. Dar trebuie să ai argumente. Genial, mi se pare că te-ai mutat peste mări și țări și limba ta română e perfectă. Română, sunt un grammar geek, grammar Nazi mai bine. Te-am înginit, aș fi băgat mâna în foc. Vorbim despre 96 și dăm și play pe radio, este piesa pe care tu ai postat-o peste tot, pe care voi ați postat-o peste tot și din care nu încasați niciun bănuț. Nu. Va merge, toate câștigurile merg către Asociația Aluziva și către Aluziva, după cum am spus, și suntem fericiți să putem contribui cumva în felul ăsta. Da. Copleșitor un pic. Da, este. Mi se pare profund așa și cum, bineînțeles că neplanificat, ție ți s-a legat să fii la Kiev, să cânti.
da. În Kiev, să ai o legătură odată în plus cu zona, cu locul, cu oamenii. Și cred că asta a făcut să vină mai din suflet piesa 96. Exact. Eu îți mulțumesc că ai venit la radio și să mai dai un semn când vii prin țară, că aș mai vrea să povestim. Clar. Adică, mare drag. Dacă n-am ajuns cu discuția la fondue, înseamnă că nu-i gata. Nu, come on, nu. Astea sunt stereotipuri, știi? Serios? Putem vorbi mult mai deep, adică... Na. Ciocolată, munți, ceasuri, fondue, nu. Vorbim chestii serioase. Îmi place. Ăsta e anturajul de care am nevoie ca să fiu în încăperea ce mi-e priește. Timebell 96, așa se numește, e acum on the air, suntem împreună pe radio.